cred că e dacă ai putea să fii un super erou al comediei, da, ce super putere ai vrea să ai și în ce situații amuzante ai putea să folosești super puterea aia. Eu dacă aș fi super erou, cred că aș fi Superwoman. Pentru că pentru prima adică vara lui Superman. Da, super da. Vreau să-mi pun pentru prima dată chiloți peste Jäger și să nu fiu judecată de celelalte coțohârle că te-ai îmbrăcat prost. Dar tu, stai mâine acum, ar fi tare să mergi la Bravo I Steel. Exact. Și o să fii toate. Asta, Doamne, ce frumos. Doamne, extraordinar costumul, da, îți dăm ție Bravo I Steel. Și pentru că poți să zbori. Și poți să, da, și că poți să zbori. Dar știi că Supergirl nu nu purta chiloți pe purta rochii. Burtea doar ochii, da? Da, Superman e prost, e prostul familiei, el nu știe să îmbrace. Și în ce context cu ea asta, cu, în ce context amuzant, cred că aș râde de celelalte, că nu-s bine îmbrăcate sau ceva, știi? Dar fii atent, apropo de, mă rog, mai mult, alcoolul mi se pare că are o super putere de genul ăsta. Deci, după ce a murit Stalin, a preluat Hrușcio, o secundă de seriozitate, foril asta. Nu, deci era Nikita Hrușcio la putere în URSS și a dat tensiuni cu Iugoslavia, unde ăștia îl aveau pe Tito, dictator, acolo. Și au vrut să, era tensiuni mari, nu știu, scandal pe acolo, și s-au întâlnit să aibă discuții, vezi, doamne, amicală și nu știu ce. Și ăsta Tito a vrut să-i îmbeti pe ăștia ca să-i facă de căcat la televiziune. Doar că ăștia, bând cu Stalin de-a lungul istoriei, de-a lungul multor ani, aveau toleranță mare la alcool. Și s-au îmbătat toți în ultimul hal. Și erau atât de prieteni toți. Și a doua zi după un mahmureal de aia crunt, o semnat ceva tratat de pace. Sau alcoolul e mai bun decât orice supererou. Bun, deci în alcool. Da. Aș da. Deci Serghei ales ficat. Asta, da. Asta am înțeles. Da. Asta e super. Un ficat de fier. Da. Să, ceva de genul ăsta. Da, uite ce drăguț. Da, vezi? Uite. Învățați ceva, măi. Anisia e cu comedia, eu sunt cu învățat. Și ai și multe grade, știi, dacă ești în supererou. Alcool, da. Ai multe grade. Da, ești un fel de soare. Da, eu aș fi alcoolul palincă. Orinca aia de 80? Da, orinca aia, orinca. Aia tare. Da. Aia îmi place mie, aia cred că ar salva multe vieți. Ai și dezinfectat jumătate de populație. Exact, exact. N-ar mai fi COVID pe pământ. N-ar mai fi niciun fel de boală, că ai face... Exact, și m-aș și spăla în sfârșit.